La români mașina impune un tip de profil. În special profilul celor care fac afaceri. Iar apoi bugetarii se diferențiază între ei în funcție de mașină. Pentru că ești pârlit și săracul dracului dacă umbli cu o Dacia. Similar cu turismul. Când ești pârlit și sărac, te duci și faci vacanța la bulgari, eventual la greci și când ești puțin mai sclifosit, la turci. Dar în niciun caz nu faci vacanța la Mamaia, nu? Pentru că e scump și nu-și permite oricine. La fel valabil și la munte. E, la fel valabil și cu mașinile. Pentru că, nu? În trecut, dacă erai bugetar, îți luai Skoda. Pentru DU trebuia să ai ori o mică firmă, ori să fii părlitul dracului. Iar Dacia și-o lua doar amărăștenii. E valabil și astăzi. Dacia și-o amărăștenii sau din ea faci taxi, ori mașină de marfă. Și străinii, firește, că ei sunt altfel. Dusterul e valabil numai în condițiile în care ești bugetar. Sau vreun profesorache, dar nu orice fel de profesorache. Un profesoraș. Sau un tip din vârsta la care nu mai poate magnetiza vreo norlie, că nu mai e important. Modelul ăsta, practic, vine tot din lumea interlopă, impus de băieții din servicii, când îi foloseau și îi folosesc în continuare pe băieți pe post de tampon, pe mână moartă cu care ei lucrează și trag asta nefierbinți. De ce? Mecanismul e relativ simplu. Atunci când ai un automobil care pare sclifosit, există și o expresie vis-a-vis de povestea ta financiară. Automat automobilul ajunge să fie proiectat ca și cum ar fi nou. Iar în momentul ăla în care el pare că este nou, el are o replică a ratei lunare de leasing. 300, 500, 800, 1000 de euro. 1000 și ceva. În funcție de asta, tu trebuie să ai o sumă relativ similară de băgat în benzină. Și încă o sumă relativ similară pentru socializare de cafele. Pentru că, nu, în locurile în care te duci și te aduni, ți se spune cine ești și automat devii și ai acces la cercuri, la contacte, la relații. Dacă ai o Dacie, se presupune că povestea ta este de 100 de euro. Și atunci tu bagi benzină pe lună cam de 100 de euro și mai ai 100 de euro de cafele. Nu poți să rulezi mai mult de 10.000 de euro pe lună. N-ai cum. Dar care au 10.000 de euro în România, nu merg cu Daci. Merg cu mașini SH, ba își cumpără ei câte un Mercedes dintr-un ăsta rulat, ba un BMW, că bea AMV-ul, cum am auzit, că e la îndemână, sau cine știe ce altă sclifoseală, pentru că banii aia trebuie utilizați mai interesant și eventual îi trebuie și nevestii vreo mașină. Dacă însă ai un Jeep, un SUV, ceva mare, rata nu-i de 100 de euro, e mai bine. Și eventual dacă are și soția, atunci se face o expresie asupra, sau mă rog, și amanta, se face o expresie financiară cu care ajungi să fii zugrăvit. Și vrând nevrând, ești zugrăvit în situația în care, practic, ți se vede că tu ai un potențial de 1000, 1000 și ceva de euro de prezentat la plata leasingului, că mai dispui poate de un 500, 800, 1000 de euro de băgat. Nu mă vorbesc de mari patroni, vorbesc de plevușca asta generală, de așa zis un antreprenor român, da? Încă vreo 1000 de euro și atunci tu personal relaxat ai 1000 de euro de cafele. Deci poți învârti afaceri de mai mult de 10.000 de euro până în 50-80 pe lună, ducându-te poate într-un milion. E, când ai mașini scumpe și sclifosite care costă mai mult de 30 de mii, de 50 de mii, ori ești pește, ori trafici ceva, ori speli niște bani pe care ți-i dau băieții mai mari și de mai sus, nu-i numim, dar îi știm, ori te învârți în energie, ori faci niște relații cu gazul, ori ridici niște blocuri dintr-o combinație în care cineva îți dă sclavii, terenul, planul ca să iasă, da? Ori dacă nu ești și mai sus, pe vapoare, pe garnituri de căi ferate, faci o manevră industrială, te-ai lipit ca o căpușe din curul unei guvernări din care tragi, bași ceva la armată, de la combustibil,
apă minerală, ceva provizii de haleală, poate niște uniforme, sau ești tot la fel, lipit de un șantier naval, de un combinat siderurgic, dacă există în afară de Sidex, unde bagi gazul, țeavă, ai o manevră pe o proiectare, dar ăștia sunt foarte rari, băieții cu proiectarea, pentru că au creier și de regulă nu se combină. Ei mănâncă puțin și la străini. Și fiind într-un fel niște proprietari de bani chipzuiți, automat vor să-i învârtă la modul la care. Am înțeles că mai nou este mogulatul ăsta de IT, în care ești mogul de IT, ești șmecher, nu poți să n-ai o mașină de 100.000. 100.000 pe care îi dai în leasing că muncesc flăcăi, tricotează la tastatură și tu te-ai scos mult mai gros. Da, se poate, de ce nu? Vedeți, după cum v-am spus, mașina este o expresie a puterii tale. Dacă ai fi fost însă papă, nu te-ar fi deranjat să ai dat Logan ca o mașină ieftină de buget și să mergi cu ea, pentru că te interesează ca oamenii să fie aproape de tine și tu lângă oameni, și mașina nu este expresia puterii tale. Însă când ești un politician gângav, bâlbâit, propășit de destin, aruncat de parvenire, uneltitor și care trage niște sfori, are o orgolie atât de planetare încât te interesează ca prostimea să fie cât mai departe de tine, să stea cât mai mult în genunchi, atât cu trupul, cât și cu visele și cu gândurile, iar tu, pentru că ești înconjurat mai de dobitoci și tu ești un neprihănit, de departe trebuie să fii intangibil. Și atunci aproape nu există pe planeta asta mașină pe care să n-o poți cumpăra, care să te țină cât mai departe de ei și cât mai aproape de banul public.